Partea a treia. 12. Se condamnă singur. E vinovat. Propriile lui mâini se pregătiră să execute prompt verdictul. Magnetizate, dădură peste un glonț. Cel furat de la Sam Radcliffe. Domnule Radcliffe, iertați-mă, n-am avut de gând să-l fur. Și îl introduseră în vechiul pistol indian al maiorului Knox. Copile, de câte ori ți-am spus să nu mai pui mâna pe prostia aia? Mami nu mă certa. Mami, mă dor oasele. Ard de viu. Cei buni mor în frig, cei păcătoși în flăcări. Vânturile din iad se albăstresc, încărcate de eterul dulce al florilor de febră. Copiii cu coarne pe cap și limbi despicate de șarpe dansează pe pajiștile ce închipuie suprafața soarelui. Toată prada pe care au strâns-o furând le atârnă de cozi ca tinichelele prinse de coada pisicilor, simboluri ale unei vieți nelegiuite. Și se împușcă în cap. O, Doamne, n-a simțit decât o gâdilătură. O, Doamne, ce mai e și asta? Când colo? Era unde nu și-ar fi închipuit în veci că o să mai ajungă vreodată. În camera secretă, ascunzătoarea în care, în după amiezile toride din New Orleans, ședea și se uita cum se cerne zăpada printre copacii arși de soarele lunii august. Pe stradă, ropotul copitelor de reni răsuna cu prospețimea clinchetului de zurgălăi și domnul Mystery, un ticălos elegant în mantia lui neagră, apărea tras de ei într-o nespus de frumoasă sanie ce aducea cu o barcă. Era făcută dintr-un lemn aromat. O lebă de roșie sculptată îi împodobea prova, iar clopoței de argint, înșirați ca mărgelele, alcătuiau o velă. Legănându-se, umflându-se în vânt, cânta niște melodii înfrigurate în timp ce Sania, avându-l la bord pe Joel, care se încălzea între faldurile mantiei domnului Mystery, o tăia peste câmpiile troienite și se lansa la vale de pe niște dealuri nemaipomenite. Dintr-o dată însă simți că lasă puterile de a regiza aventuri în camera secretă. Dinaintea lor se înălță un zid de gheață. Sania își continuă cursa nebunească spre un dezastru sigur. În seara aceea, posturile de radio vor întrista întreaga națiune. Domnul Mystery, reputatul magician, și Joel Harrison Knox, cel iubit de toată lumea, și-au pierdut viața astăzi într-un tragic accident în care au pierit și 6 reni care... Gheața s-a rupt ca o coală de celofan și Sania alunecă prin ea până în salonul de la landing. Aici părea să fie în curs de desfășurare o întrunire ciudată. Printre cei de față se numărau domnul Sansom, Ellen Kendall, domnișoara Wisteria, Randolph, Ida Bell, Flora Bell, Zoo, Little Sunshine, Amy, R.V. Lacey, Sam Radcliffe, Jesus Fever, un bărbat în pielea goală, care nu avea pe el decât mănușile de box, Pepe Alvarez, Sidney Katz, patronul de la Morning Star Cafe din Paradise Chapel, un deținut cu buze groase, care avea un brici lung atârnat de lanțul de la gât, ca un fel de crucifix sinistru, Keg Brown, Romeo, Sammy Silverstein și ceilalți 3 membri ai societății secrete din strada Sfântul Devil, numărul 9. Cei mai mulți erau îmbrăcați în negru, într-o ținută mai curând solemnă. Pianina mecanică cânta "Mai aproape de tine, Dumnezeule". Cum nimeni nu observă Sania, înaintară într-o procesiune șerpuitoare, neagră, în jurul unui coșciuc din lemn de cedru, împodobit cu coroane de gladiole, în care fiecare depusese câte o ofrandă. Ida Bell, ochelarii ei de soare. Randolph, almanahul. R.V. Lacey, smocul de păr smuls de pe negul ei. Jesus Fever, scripca. Flora Bell, penseta ei marca Cress. Domnul Sansom, mingile de tenis, Little Sunshine, o amuletă vrăjită și așa mai departe. În sicriu zăcea însuși Joel, înfășurat în alb din cap până în picioare, pudrat și rujat, cu părul brun auriu pieptenat în bucle revene. Zici că e un înger, spuneau cei de față. E mai frumos decât Alcibiade, mai frumos, spunea Randolph, iar Ida Bell se tânguia. Credeți-mă, am încercat să-l salvez, dar n-a vrut să se miște din loc, iar șerpii sunt atât de ageri. Domnișoara Wisteria, potrivindu-și diadema pe cap, se aplecă atât de mult încât mai avea puțin și cădea în coșciug. Ascultă, șoptia, tu-ți fraieră, știu că ești viu. Dacă nu-mi dai răspunsul, nu te salvez, nu spun o vorbă. Morții sunt la fel de însingurați ca și cei vii? La care încăperea a început să vibreze încetişor, apoi din ce în ce mai tare.
Scaunele se răsturnară, vitrina plină de curiozități își revărsă conținutul, o oglindă se sparse. Pianina mecanică, compunându-și propriul jazz funest, puse de o petrecere zdrângănită. Casa se surpă, se scufundă în pământ, adânc, tot mai adânc, mai jos de mormintele indienilor, mai jos decât cele mai adânci rădăcini, decât cele mai înghețate râuri subterane, jos, jos, în brațele păroase ale copiilor cu coarne, ai căror ochi ca de bondar înfruntă pădurile de flăcări. Cunoștea prea bine ritmul unui balansoar. Taram-pam! Oare câtă vreme auzise ritmul acesta, oră de oră? Călători prin spațiu și coșciugul de cedru deveni, în cele din urmă, prins de legănarea lui. Dacă e să cazi, ai să cazi pentru totdeauna. Și înainte și înapoi. E scaunul care nu se mai oprește. Sicriul de cedru. Apucă disperat pernele, se prinse de picioarele patului, pentru că pe mările luminii ce se revărsa din lampă, acesta plutea pe valurile balansoarului, a cărui legănare era dangătul unei geamanduri clopot. Și cine era piratul care, așezat acolo, înainta încet, dar sigur către el? Simți că lustură ochii atunci când îi puse la treabă să-l identifice. Îl năuceau măștile de dantelă. Se interpuneau între ei geamurile jivrate. Pasagerul din balansoar era ba Amy, ba Randolph sau Zoo. Zoo, totuși, n-avea cum să fie aici. Ea era în drum spre Washington, iar acordeonul îi vestea fiecare pas. O voce pe care n-o recunoștea se certa cu el, îl tachina, îl lua în zeflemea. Îi dezvăluia secrete pe care el abia dacă apucase să și le împărtășească sieși. Taci! Strigă el și plânse cu lacrimi, încercând să o reducă la tăcere, dar firește era chiar glasul lui. Te-am văzut sub roata mare, îl acuza glasul pe piratul așezat în balansoar. Ba nu, îi răspundea piratul, nici nu m-am clintit de aici, copile drag. Dragă Joel, toată noaptea mi-am petrecut-o așteptându-te, așezat pe trepte. Trebuia să mestece tot timpul chestiile amare servite cu lingura și se chinuia să respire prin niște baticuri îmbibate cu apă cu lămâie. Niște mâini trăgeau draperiile crepusculare, niște degete subțiri, ferme, ca ale lui Zu, îi se plimbau prin păr, ca și altele. O idee mai răcoroase, mai delicate decât spuma de mare. Glasul lui Randolph, în tonuri și mai gingașe, le sporea arabescurile domolitoare. Într-o după-amiază, balansoarul deveni exact ceea ce era. Niște foarfeci părură să-i taie de jur împrejur marginile minții și pe măsură ce tădea la o parte surplusul acela de material mort, Randolph prinse conturi și apărut strălucind în chip binecuvântat lângă el. Randolph, îngăimă întinzând mâna spre el. Mă urăști? Randolph îi șopti surâzător. De ce să te urăsc, măi copilaș? Fiindcă am tulit-o, răspunse Joel. Am plecat și ți-am lăsat sticla cu șerii pe cuierul din antreu. Randolph îl luă în brațe, îl sărută pe frunte, iar Joel, cu durere și recunoștință în suflet, spuse: Mi-e rău. Dar mi-e așa de rău. Iar Randolph îi răspunse: Întinde-te, dragul meu, nu te agita. Pluti în derivă spre luna septembrie. Moliciunea tihnită a patului era de ajuns. Îi absorbea cu fiecare por al pielii protecția răcoroasă. Și atunci când se gândea la sine, își lega gândurile de o altă persoană, de un alt Joel Knox, față de care simțea doar un interes moderat, ca acela pe care îl ai pentru o fotografie din copilărie. Ce nătărău, bucuros ar scăpa de el, de acest Joel mai vechi, dar încă nu-i momentul. Deocamdată încă are într-un fel nevoie de el. În fiecare zi își studia fața, o bună bucată de vreme, într-o oglindă cu mâner. Una peste alta era un exercițiu decepționant, fiindcă nimic din ceea ce vedea concret nu-i confirma bănuielile că bărbăția lui era pe cale să erupă, deși pe chip îi apăruseră unele schimbări. Rotunjimile durdulii de copilaș lăsaseră loc unui contur adevărat, iar privirea blajină îi se năsprise. Avea o față cu un aer plin de inocență, dar fără nimic din farmecul acesteia. Față îngrijorătoare, într-adevăr, prea vicleană pentru un copil, prea frumoasă pentru un băiat. Era greu să spui câți ani are. Cel mai mult îi displăcea faptul că părul castaniu îi cade drept.
Ar fi vrut să fie auriu, cârlionțat, ca al lui Randolph. Nu știa când apucă Randolph să mai doarmă. Părea să părăsească balansoarul doar atunci când Joel trebuia să ia masa ori să-și rezolve alte nevoi. Și uneori, când se trezea din somn, cu luna la fereastră, pândindu-l ca un ochi de bandit, vedea țigara de asmatic al lui Randolph continuând să pulseze în beznă. Deși casa s-a scufundat, nu e singur. A mai supraviețuit cineva, nu un străin, cineva mai de treabă, mai bun decât oricine pe lumea asta. Prietenul, a cărui apropiere înseamnă dragoste. Randolph, îl întrebă el, ai fost vreodată și tu atât de tânăr ca mine? Iar Randolph îi răspunse, niciodată n-am mai fost atât de bătrân. Randolph făcu el, știi ceva? Sunt foarte fericit. La care prietenul lui nu mai spuse nimic. Motivul acestei fericiri părea să fie pur și simplu, fiindcă nu se simțea nefericit. Mai curând simțea echilibrul care se instalase înăuntrul său. Avea atât de puține griji pe cap. Se ridicase până și ceața care învăluise în ochii lui o mare parte din discuțiile purtate cu Randolph. Cel puțin nu-l mai deranja, fiindcă îi se părea că înțelege absolut tot ce îi spune acesta. Ei bine, în procesul, ca să zicem așa, descoperirii cuiva, cei mai mulți oameni au, în același timp, iluzia că își descoperă și propria ființă. Ochii celorlalți le oglindesc propria valoare adevărată și glorioasă. Un astfel de sentiment îl anima și pe Joel. Și era unul neprețuit, fiindcă era prima oară când se bucura de triumful, fals ori adevărat, de a ajunge să-și înțeleagă un prieten. Și nu voia să mai fie răspunzător de faptele sale. Voia să se dea pe mâna prietenului său, să depindă, ca aici, pe patul de suferință, de el, să depindă de el chiar cu viața lui. Privitul în oglinda de mână devenia așadar un supliciu. Era ca și cum de acum doar un singur ochi ar mai căuta semnele maturizării sale, în timp ce cu celălalt, care devenea treptat tot mai atent, privea înăuntrul său, dorindu-și să rămână de-a pururea neschimbat. Astăzi se simte în aer răcoarea lunii octombrie, comentă Randolph, așezând niște trandafiri desfoiați într-o vază de lângă pat. Mă tem că ăștia sunt ultimii. Au început să se scuture, nici pe albine nu le mai interesează. Și uite, ți-am adus un specimen de toamnă, o frunză de sicomor. În altă zi, deși vremea era plăcută, aprinse focul în vatră. Lângă el mâncară jeleuri și băură ceai din cești vechi de 200 de ani. Randolph imită mai multe personalități celebre. Îl imită pe Charlie Chaplin la perfecție. La fel și pe Mae West. Iar cruzimea cu care o maimuțări pe Amy îl făcu pe Joel să se tăvălească de râs în pat, să râdă în sfârșit doar de dragul de a râde. Iar Randolph zise, ha-ha, o să-i arate ceva cu adevărat nostim. Totuși trebuie să mă aranjez, spuse el și cu privirea dintr-o dată însuflețită, dădu să iasă din cameră. Pe urmă, luând mâna de pe clanță, întoarse capul. Dar dacă fac asta, n-ai voie să râzi. Joel îi răspunse cu noi hohote de râs. Nu se mai putea stăpâni. Era ca și cum l-ar fi apucat sughițul. Surâsul lui Randolph dispăru de pe chip ca untul topit și când Joel strigă, e hai că mi-ai promis, se așeză cuprinzându-și în palme capul rotund rozaliu. Nu acum, spuse el vlăguit, altă dată. Într-o dimineață Joel primi pentru întâia oară de când se afla la landing un mesaj poștal destinat lui. Era o ilustrată și Randolph, sosind cu un exemplar din Macbeth, pe care plănuiseră să-l citească cu glas tare, o aduse cu el. E de la puștoaica aia care stă ceva mai încolo, spuse el, și lui Joel îi se tăieră suflarea. Cu picioarele ei lungi de barză, împăunându-se, Idabel răsări din perete și începu să se legene în balansoar. Nu se mai gândise la ea, cu adevărat, din seara când fuseseră la bâlci. O omisiune pe care nu și-o putea explica, dar care nu îi se părea deloc ciudată. La urma urmei, s-a numărat și ea printre cei pe care i-a înghițit pământul atunci când s-a scufundat casa, cei al căror nume le buchiseau acum în vânt frunzele chircite, pătate de octombrie. Și totuși, Idabel se întorsese. Era probabil o stafie, dar era aici, în cameră. Idabel, haimanaua care arunca cu pietre într-un bărbier ciung, și Idabel, cea cu trandafiri, Idabel, cea cu sabia,
Idabel, care i-a spus că uneori mai și plânge. Toată toamna era concentrată în frunza de sicomor. Și roșul ei era roșul părului fetei. Și tulpina ei avea culoarea ruginie a glasului ei dur. Iar forma ei dințată era amintirea chipului ei. Ilustrata, care înfățișa niște culegători de bumbac voioși, era ștampilată în Alabama și zicea așa: Doamna Coli, jumate soră, și el e pastorul baptist. Duminica trecută eu am făcut colecta la biserică. Tati și F l-au împușcat pe Henry. M-au trimis aici pe viață. De ce te-ai ascuns? Scrie-i lui Idabel Tompkins. Ei bine, sincer vorbind, nu credea toate astea. Plecase undeva pe viață și o făcuse cu domnișoara Wisteria, nu cu pastorul baptist. Îi dădui ilustrata lui Randolph, care la rândul ei o aruncă în foc. O fracțiune de secundă, cât Idabel și culegătorii de bumbac se stârciră, și-ar fi dat amândouă mâinile să-i salveze din foc, dar, potrivindu-și ochelarii, Randolph începu să citească. Prima vrăjitoare. Când toate trei ne-om regăsi, în fulger, tunet, ploi vom fi, iar el se întinse să-l asculte, a dormi și se trezi cu un strigăt, căci urcase pe horn, după Idabel. Și acolo unde fusese ea nu mai era decât fum și se vedea cerul. Șșșș, hai, șșșș, liniști Randolph încetişor, cu blândețe, cu un glas ca de lumină tot mai difuză, și se bucură de prezența lui Randolph, atât de calm în îngăduința lui. Așa se face că uneori era gata să-și mărturisească dragostea pe care i-o purta. Totuși, nu e bine să lași pe oameni să știe până unde merg sentimentele sau cunoașterea ta. Să presupunem, așa cum a făcut-o de nenumărate ori, că ar fi răpit. În acest caz, cea mai înțeleaptă apărare ar fi să nu-l lase pe răpitor să știe că i-a recunoscut identitatea. Dacă singura armă este tăinuirea, banditul nu este nici când bandit cu adevărat. Îți vine să zâmbești de la început până la sfârșit. Și chiar dacă i-ar vorbi lui Randolph, cui anume i-ar mărturisi dragostea? Cu nenumărate fațete, a idoma ochiului de muscă, nici bărbat, nici femeie, persoană cu multiple identități ce se suprimă una pe alta, un mănunchi de deghizări. Cine-i? Ce-i cu adevărat Randolph? X. Un contur în care colorezi cu creionul personajul, eroul ideal. Orice rol ar avea, tu ești cel care îi dai viață. Într-adevăr, încearcă să ți-l închipui izolat, nevăzut, neauzit și pe dată devine invizibil. N-ai cum să ți-l mai imaginezi. Oameni ca Randolph justifică însă fantazările și, dacă ar fi apărut un dijin într-o lampă fermecată, Joel cu siguranță i-ar fi cerut ca zilele acestea rupte de restul lumii să țină așa măcar încă un secol. Ele se terminară însă și la data aceea îi se păru că asta se întâmplă din cauza lui Randolph. Foarte curând o să mergem în vizită la hotelul Cloud, îl anunță acesta. Little Sunshine vrea să ne vadă. Cred că te simți destul de bine, ar fi absurd să pretinzi că nu-i așa. Se simțea în glasul lui insistența, un entuziasm de care lui Joel nu-i venea să-și creadă urechilor, fiindcă avea sentimentul că în spatele acestui plan se află niște motive personale, de bună seamă neplăcute, iar acestea, oricare ar fi ele, se opun, de fapt, adevăratelor dorințe ale lui Randolph. Așa că spuse, hai să stăm aici, Randolph. Să nu ne ducem nicăieri. Și când rugămintea-i fu respinsă, în minte-i reveniră niște gânduri mai vechi, surprinzătoare, sâcâitoare. Era destul de morocănos ca să se ia la harță. Acesta era, firește, unul dintre dezavantajele de a fi dependent de cineva. Nu se putea certa niciodată cu Randolph, fiindcă, dimpotrivă, mânia îi părea mai nesigură decât dragostea. Doar cei care sunt siguri de poziția lor și le pot permite pe ambele. Chiar și așa, era pe punctul de a risca să-l contrazică, însă îl întrerupse un zvon de afară, care îl purtă înapoi în timp. De ce te holbezi așa?" îl întrebă Randolph. Iezu, o aud," răspunse el. Prin aerul serii, pe fereastră, se revărsară acordurile de acordeon. Randolph se enervă. Dacă ține morțiș să facă muzică, Dumnezeu mi-e martor că aș prefera să o aud cântând la muzicuță. Bine, dar ea a plecat," zise Joel, ridicându-se în genunchi în pat. Zoo a plecat la Washington." Credeam că știi.
spuse Randolph, făcându-și de lucru cu panglica folosită drept semn de carte la Macbeth. Când ți-a fost cel mai rău, când ai fost bolnav rău de tot, ea a stat lângă tine cu evantaiul. Nu-ți mai amintești deloc? Va să zică Zu se întorsese. Nu trecu mult timp până dădu iar ochii cu ea. A doua zi, la amiază, ea i-a aduse supa concentrată. Nu schimbară niciun salut, niciun zâmbet. Era ca și cum amândoi ar fi simțit prea acut jena istovitoare a acestui final rizibil. Numai că la ea mai era ceva. Părea să nu le recunoască. Stătea așteptând, parcă să-i fie prezentată. Randolph mi-a spus că n-ai să te mai poți întoarce, spuse el. Îmi pare bine că s-a înșelat. Răspunsul ei fu un suspin atât de nefericit, încât ai fi zis că i-a erupt din străfundul ființei. Își lăsă fruntea pe unul dintre picioarele înalte ale patului și el abia în clipa aceea observă, cu durere, că îi lipsește năframa de la gât. Expusă la vedere, cicatricea ei piezișă rângea ca niște buze strâmbe, iar gâtul ei, împărțit în două, își pierduse splendoarea ce-i amintea de o girafă. Îi părea atât de mică, intrată la apă, ca și cum împuținarea sufletului i-ar fi pricinuit o dublă pierdere și i-ar fi secătuit și trupul. Odată cu iluzia înălțimii, îi pierise și grația aceea animalică, demnitatea ei ca de săgeată, emblema sfidătoare a inimii ei aparte. Zu, o întrebă el, ai văzut zăpada? Ea se uită la el, dar ochii nu păreau să-i facă legătura cu ceea ce vedea. De fapt, părea să se uite cruciș, ca și cum ar fi fost ațintiți asupra unei lăuntrice viziuni consolatoare. Dacă am văzut zăpada, îngăimă ea, chinuindu-se parcă să priceapă vorbele. Dacă am văzut zăpada. Și izbucni într-un fel de chicotit înfricoșător. Își lăsă capul pe spate, cu gura căscată, a idoma unui copil care vrea să-i plouă în gură. Nu se există nicio zăpadă, spuse ea, scuturând din cap violent și părul ei, dat cu briantină, se undui ca iarba arsă în bătaia vântului. Stoate numai bazaconi, zăpada și toate alea. Al naibii soarei peste tot. Ca ochii domnului Sansom, spuse Joel gândindu-se la ale lui. Îi un soare de negrotei, zise ea, iar sufletul meu și el îi negru. Luă castronul cu supă și privi în el, de parcă ar fi fost o țigancă de alea de citesc pe fundul ceștilor. Mi-a întras sufletul la marginea drumului. Soarele mi-a sfredelit ochii pâncând, aproape ca morbit. Iar Joel îi spuse, Tăzu, dacă n-a fost deloc zăpadă, ce anume ai văzut în Washington, D.C.? Vreau să zic, nu te-ai întâlnit cu niciunul dintre prezentatorii radiojurnalelor? Și aveau găuri în tălpile pantofilor acolo, unii pietrele mi le-au tăiat prin valetul de caru și asul de inimă roșie. Mergeam cât era ziua de lungă și mi se părea că bat pasul pe loc și ședeam la marginea drumului, îmi ardeau picioarele și nu era țipenie de om. Două lacrimi, urmând conturul usos al obrajilor, i se prelinseră pe chip și se pierdură, lăsând în urma lor dâre argintii. Eram așa de obosită și nu simțeam nica, nici dacă mă pișcam, și am stat o leacă în locul ăla pustiu, până i-am ridicat privirea și am văzut carul mare. Tamana cu apărut un camion roșu, cu faruri mari, ca ochii de gâză, care m-au luminat din cap până în picioare. Îi povesti că în camion erau patru bărbați, trei băieți albi și unul negru. Acesta din urmă stătea în spate, pe platformă, cocoțat pe un munte de pepeni. Șoferul coborâ. Unul mărunt de tot, pufăia dintr-un trabuc ca un taur. N-avea cămașă și părul roșu îi creștea pe umeri și pe mâini. S-a apropiat pâș-pâș până iarbă și m-a privit atât de blajin. Am socotit că i s-o fi făcut milă când mi-a văzut picioarele tăiate și o să mă întrebe dacă nu vreau să mă ia cu mașina lui faină. Du-te, i-a spus el, scuturându-și trabucul, de i-a venit scrumul în ochi. Tu te fă, întinde-te în șanț, lasă întrebările, i-a zis bărbatul și a îmbrâncit-o, de s-a dus de-a dura de pe rambleu și a aterizat pe spate, rămânând acolo neajutorată, ca un cărăbuș răsturnat. Doamne, să fi auzit ce m-am pus pe țipat și urlat și tipul ăsta bondoc, îndesat ca un taur, mi-a zis că dacă nu tac, îmi face creierii terci.
S-a ridicat în picioare și a luat-o la fugă, dar ceilalți doi băieți, auzind semnalul șoferului, au sărit în șanț și i-au tăiat calea din ambele direcții. Amândoi purtau pălării de paie, iar unul dintre ei avea pantalon de marinar și cămașă militară. El a fost cel care a prins-o și l-a chemat pe negru să vină cu pușca. Cioroiul ăla nemernic semăna grozav cu Cheg. El mi-a pus țeava puștii la ureche, iar bărbatul mi-a sfâșiat rochia mea frumoasă drept în față și le-a zis la băieții cu pălărie de paie: hai și voi! Am auzit vocea lui domnul vorbindu-mi până țeava puști și domnul mi-a zis: Zu, ai apucat-o pe căi greșite și nu mergi pe unii treabă. Ai mâncat mărul, mi-a zis el, și e plin de putregai. Și domnul meu m-a privit de sus din cer și mi-a adus alinarea. Și în timp ce diavolii ți-o păiau ca niște țapi, în clip aia de rușine și suferință, am rostit vorbe pline de evlavie. Dar deși umblau prin valea în care s-au lăsat umbra morții, nu mi-e frică de niciun rău, căci Tu ești cu mine, Doamne, zău așa. Iar ei prostălăi o râs, dar domnul a luat chipul lui băiatul acela îmbrăcat ca marinarul și ne-am iubit, eu și cu domnul. Băieții își scoseseră pălăriile de paie. La urmă și le-au pus la loc și unul dintre ei l-a întrebat pe șofer: hei, ce-a avut? Iar șoferul și-a sub trabucul, s-a scărpinat după ureche și a răspuns: e bine, sincer să fie, nu-i place să se uite alții la el. Ok, au zis băieții și s-au cățărat înapoi pe rambleu, cu negru după ei, râdeau toți trei, iar pe chestia asta șoferului a început să-i se zbată obrazul, iar ochii s-au făcut galbeni, ca ai unui motan bătrân. Era ciudat, că era speriat rău de tot. El n-a schițat niciun gest să o atingă, doar a stat ghemuit lângă ea, ca un iubit părăsit, ca un idol. Pe urmă s-a auzit claxonul. Băieții l-au strigat și el s-a aplecat către ea. Și-a înfipt trabucul în buricul meu. Doamne, ca un copil s-a născut focul în mine. Joel își astupă urechile cu palmele. Ceea ce îi povestea Zu era urât. Simțea un amestec de silă și părere de rău că s-a întors. S-ar cuveni să fie pedepsită cumva. Termină, Zu, spuse el. Nu vreau să mai ascult, nu vreau. Dar buzele lui Zu tremurau, ochii se întorceau orbește spre vizuina lăuntrică și în urletul acela al tăcerii părea să joace o pantomimă. Bucuria de a-l vedea pe Iisus îi înnebunea chipul și îl făcea să strălucească, de-i fi zis că i-a acoperit de o peliculă de sudoare. Degetul ei despica aerul ca al unui predicator, pieptul îi zvâgnea cuprins de spasmele bucuriei, buzele îi se depărtau gata să strige adevărul adevărat. Își sugea burta și își legăna brațele, îmbrățișând veșnicia. Era o cruce, era răstignită. El vedea fără să audă și cu atât mai teribil îi părea totul și, după ce ea plecă, luând docilă castronul de supă, el rămase cu degetele în urechi, până când țiuitul deveni atât de zgomotos, încât îi asurzi până și amintirea sunetelor. Erau siguri că John Brown n-o să fie în stare să urce dealul. Dacă pur și simplu s-ar trânti pe jos și s-ar rostogoli peste noi, zău că nu l-aș condamna, spuse Randolph și Joel își încordă toți mușchii în speranța că astfel o să-i ușureze catârului povara. Avea un sac împăturit pe post de șa și niște frânghie pe post de hățuri și cu toate astea reușeau să rămână încălecați, deși Randolph se clătina în chip periculos, bombănind la tot pasul și mâncând la nesfârșit ouăle fierte tari pe care îi le dădea Joel din coșulețul de picnic aflat în grija lui. Mai dă-mi una, dragule, simt că iar mă ia răul de mare, e de-a dreptul înspăimântător. Când simți că-ți urcă ceva în gât, întotdeauna bagă ceva să împingi la vale. Era o zi fumurie. Bolta aducea cu un acoperiș de tablă udat de ploaie. Soarele, când ieșea în răstimpuri, era palid ca burta unui pește, iar lui Joel, care fusese izgonit din pat și băgat în viteză cu o grabă de-a dreptul nepoliticoasă, de nici nu apucase să se îmbrace ca lumea, i se făcuse pielea de găină, căci purta un tricou subțire, pus de andoaselea și niște pantaloni până la genunchi, cu cei mai mulți nasturi de la șliți lipsă. El măcar avea pantofi ca lumea, spre deosebire de Randolph, care purta papuci de casă. Picioarele mi s-au umflat atât de rău, încât tot ce pot face e să mi le vâr în papuci ăștia. La lumina zilei, zău că trebuie să arăt ca un pricolici. Am senzația afurisită că la fiecare pas pe care îl face dobitocul ăsta, îmi cade părul grămadă. Și ochii nu mi se învârtesc ca niște zaruri? Firește, mai și duhnesc ca naftalină.
Costumul pe care îl purta îi răspândea mirosul ca pe un gaz. Era un costum din pânză de in intrat la apă, scrobit cu amidon și călcat să strălucească. Se umfla și scârțâia ca o armură medievală, iar el se ținea țeapăn, căci cusăturile îi dădeau într-una de veste că au oarece intenții porcoase. Spre ora 12 descălecară și își întinseră picnicul sub un copac. Randolph aduse un borcan cu vin tămâios. Făcu gargară cu el, de parcă ar fi fost apă de gură, și după ce nu mai rămase niciun strop, Joel folosi borcanul ca să prindă furnici. Insectele pioase, așa le spunea Randolph, care adăugă: le admir, le admir atât de mult și, mă deprimă la fel de mult. Ce spirit puritan e în marșul lor stupid, plin de o râvnă dumnezeiască. Dar cum poate o cârmuire atât de anti-individualistă să recunoască poezia a ceea ce e mai presus de înțelegere? Cu siguranță că omul care ar refuza să-și ducă fărâma în cârcă ar întâlni în drum niște asini și condamnarea la moarte în fiecare zâmbet adresat lui. În ceea ce mă privește, eu nu prefer sobolul solitar. Nu-i ca trandafirul să depindă de spini și de rădăcină, nici ca furnica, al cărei timp e planificat de aceeași turmă neschimbată. Orb își vede de drumul lui, știind că adevărul și libertatea sunt atitudine ale spiritului. Își netezi părul și râse. S-ar fi zis că de el însuși. Dacă aș fi la fel de înțelept ca un sobol, dacă aș fi liber și egal cu ceilalți, mamă, aș fi matroana unui bordel admirabil. Dar mai probabil aș sfârși ca o doamnă oarecare, o făptură diformă, fără corset, cu un soț tond și niște țânci cocoțați pe o scară și o tocăniță pe foc. Grăbită, vrând parcă să-i aducă un mesaj important, o furnică îi se cățără pe gât și îi dispăru în ureche. Ți-a intrat o furnică în cap, spuse Joel, dar Randolph, dând din cap scurt de tot, continuă discuția. Așa că Joel se lipi de el și îi se uită cât putu de politicos în ureche. Ideea unei furnici care nuată într-un cap de om îl entuziasma atât de tare încât trecu o vreme până să-și dea seama că s-a făcut liniște și că Randolph îl fixează cu o privire încordată, întrebătoare, iar privirea asta, în chip misterios, îi dădu fiori. Căutam furnica, băigui el. Ți-a intrat în ureche, ar putea fi periculoasă. Știi că atunci când înghiți un ac? Sau ca o înfrângere, zise Randolph și chipul îi se cufundă în cutele dulci ale resemnării. Cu tropotul lui Malcolm, John Brown le croia drum prin lăstărișul delicat. Sicomorii își scuturau frunzele brun-gălbui într-o ploaie de octombrie. Potecile vârstate șerpuiau ca niște vine prin furtunile de galben ce se revărsa puhoi. Cocoțați pe turnurile muribunde ale tulpinilor de aristema, gândacii cântau la apropierea lor, iar broaștele de copac, numai mari decât picăturile de rouă, săreau și o răcăiau ascuțit, transmițându-și vești prin lumina veșnic crepusculară. Înaintau pe ce mai rămăsese dintr-un drum pe care odinioară se învârtiseră roțile unor echipaje lăcuite, în care călătoriseră doamne parfumate cu verbină, care gânguriseră ca niște cânepioare la adăpostul umbrelelor de soare și gentlemeni aspri, care făcuseră avere cu plantațiile de bumbac, vorbind cu glasuri hârâite prin ceața violetă a fumului de havane, și copiilor, fetițele cascoase din cutie, cu frunze de mentă strivite în batiste, și băieții cu ochii negri ca murele și privirea răutăcioasă, băieței care își făceau surorile să urle de frică cu poveștile lor despre tigri. Rafalele scurte de vânt ale toamnei, răzbătând prin buruienile de acum ajunse la putere, tângeau de dorul copilașilor catifelați și al taților lor virili cu barbișoane. Au fost, spuneau buruienile, s-au dus, spunea văzduhul, sunt morți, spunea codrul, dar toate tânguirile istoriei erau lăsate pe seama caprimulgului țipător. Tot astfel cum pescărușii le vestesc marinarilor că se apropie de uscat, o șuviță de fum ce se înălța în slavă dincolo de un pâlc de pini îi anunță că mai au puțin până la hotelul Cloud. Copitele lui John Brown scoteau un lipăit ciudat în noroiul mlaștinii, în timp ce înaintau în cerc pe malul iazului înnecatului. Joel privi suprafața apei, sperând să-l regăsească pe creol sau pe cartofor. De, indivizii ăștia vicleni și lunecoși nu se arătau.
Ancorat însă la ceva distanță de mal, era un copac cu trunchiul încovoiat, în formă de om, cu mușchii revărsându-i se din coroană ca părul unei sperietori de ciori. Păsările amurgului, puse pe hărmălaie în jurul acestei insule cuibar, aruncau în aer scena aceasta pustie cu țipetele lor lipsite de veselie și doar bulele de aer scoase de somni mai încrețeau luciul neted, lunecos al iazului. Într-o explozie sonoră a idoma țipătului păsărilor, Joel auzi râsul fetelor încântătoare, care se jucau împroșcând apa, stârnind arteziene diamantine, fetele încântătoare, cu voci ca de harpă, acum tăcute, plecate în brațele iubiților lor, creolul și cartoforul. Hotelul se înălța dinaintea lor ca un morman de oase. Acoperișul se termina, în loc de turn, cu o terasă cu balustradă și Little Sunshine stătea aplecat peste aceasta cu o lunetă îndreptată spre cărare. Când se apropiară, începu să gesticuleze furios, ceea ce lor la început li se păru un salut din calea afară de exaltat, dar cum frenezia asta nu se diminua deloc, își dădură seama curând că încearcă să le transmită un avertisment. Strunindu-l pe John Brown, așteptarea locului în amurgul ce pogora Molcom, în timp ce sihastrul coborâ pe trapa din terasă și reapăru imediat pe niște trepte ce coborau pe pajiștile întinse, pustii, pline de bălării, până la marginea apei. Agitându-și toiagul din lemn de nuc, înaintă de-a lungul malului cu un fel de șchiopătat, târșit, crăcănat, iar lui Joel ochii îi jucară o festă. I se păru că Little Sunshine e bătrânul copac din iaz care a prins viață. Când mai avea câțiva metri până la ei, pusnicul se opri și, rezemându-se în toiag, îi pironi cu privirea lui cleioasă. Pe urmă, Randolph îi spuse pe nume și bătrânul, clipind neîncrezător, izbucni într-un chicotit plin de veselie. Mai să fie, ești curată belea pe capul omului, nu văd nică ca lumea și mă întrebam stâncolea cu luneta mea, cine-o fi venind? Pe unii n-are ce căuta. E, nu, asta mai zic și eu, agitație. Pasul mare, pasul mare, veniți cu mine cu grijă, ca cileați nisipuri d-alea mișcătoare. Înaintară în șir indian, cu Joel, care ducea catârul de căpăstru la urmă, întrebându-se în sinea lui, în timp ce pășea în adânciturile lăsate de pașii lui Randolph, de ce l-o fi mințit acesta, fiindcă îi era limpede că Little Sunshine nu-i aștepta. Scările arcuite ca un gât de lebădă, acoperite de un covor de mucegai, urcau prin holul hotelului. Limba diabolică a unui cuc, ieșit dintr-o pendulă, vestea solemn ora exactă de acum 40 de ani, iar pe biroul crăpat al recepționerului erau câteva specimene deshidratate de palmieri pitici, zădiți în vaze. După ce legară o scuipătoare de piciorul lui John Brown, să-l poată auzi, în caz că pleca de capul lui, îl lăsară în holul mare și trecură în sala de bal, unde un candelabru prăbușit din tavan împodobea colbul dușumelei, iar draperiile sfâșiate de vreme zăceau în mănunchiuri, ca niște doamne ce fac reverențe, pe parchetul ondulat de atâtea valsuri. Trecând pe lângă un pian, deasupra căruia pânza de păianjen atârna a idoma vălului delicat ce acoperă un exponat muzeal, Joel atinse clapele, așteptându-se să audă Chopsticks. Notă. Bețișoarele, melodie pentru pian compusă în anul 1877, la vârsta de numai 16 ani, de compozitoarea britanică Euphemia Allen, sub pseudonimul Arthur DeLully. Dar nu-i fu dat să audă decât un zângănit strident de pași rapizi. Dincolo de sala de bal, în ceea ce odinioară fusese apartamentul personal al doamnei Cloud, erau două camere spațioase, mobilate simplu, amândouă de o curățenie impresionantă. Și aici locuia Little Sunshine. Mândria evidentă cu care le arăta locuința spori și mai mult farmecul surprizei lor și când închise ușa, ruinele din jur își încetară pur și simplu existența. Lumina focului din șemineu lustruia lemnul roșiatic ca șeriul, poleia aripile unui înger sculptat și aducând o sticlă cu whisky de casă, sihastrul o așeză într-un loc unde lumina îi putea spori promisiunea reconfortantă. A trecut un car de vreme, de când n-ai mai trecut pe acilea, domnul Randolph, spuse el trăgând scaune lângă foc. Erai și mata copchil, ca băietul ăsta, drăgălaș. Îl ciupi pe Joel de obraz și avea unghiile atât de lungi încât aproape că îi zgâria pielea. Veneai acilea cu blocurile de desen. Ce n-aș da să mai vii ca pe vremuri. Ce aiurea vorbești, dragul meu,
Nu mai țin minte că venind aici în copilărie, cea mai mare parte a sufletului meu n-a mai plecat de aici în veci? Întotdeauna am fost, ca să zic așa, un oaspete neplătitor. Sper cel puțin că așa stau lucrurile, dar mi-ar displăcea să cred că mi-ai lăsat ființa altundeva. Joel se întinse ca un câine pe dușumea, în fața șemineului, și sihastrul îi întinse o pernă să-și o pună sub cap. După atâtea săptămâni petrecute în pat, azi toată ziua îi se păruse că se luptă cu o bulboană și acum, ostoit până în măduva oaselor de căldură, se lăsă în voia somnului, lăsă râul de foc să-l târască în cascada lui. În zona aceea de tranziție albastră, de sub pleoape, zvonul cuvintelor rostite de băutorii de whisky se revărsa undeva departe. Mai limpezi și mai adevărate erau șușotelile din spatele pereților, de deasupra tavanului, rotirile de pantofi de bal în ton cu solicitarea unei viori, copii ce treceau înainte și înapoi cu pașii înlănțuiți în dans și acel murmur de du-te vino sus-jos al tropăitului scos de pantofii cu toc ai fetelor puse pe turuială, mărgelele ce se rostogolesc, perlele deșirate de pe colierele rupte, sfărăitul plictisit al taților grăsuni și legănarea evantoaielor bătute de palmă în ritmul muzicii și murmurul mâinilor înmănușate în timp ce muzicanții, asemenea unor miri, în costumele lor albe ca tortul miresii, se ridică și se înclină în fața publicului. Privi focul, dorind să le vadă și chipurile, și din flăcări se iscă un embrion, formă cu vinișoare, ezitantă, cu trăsăturile alcătuindu-i se încetişor și, chiar și când erau gata formate, se turteau, rămânând învăluite în pâclă. Ochii ardeau înfierbântați ca smoala când și apropie mai mult. Spune-mi, cine ești? Ești o persoană cunoscută? Ești mort? Îmi ești prieten? Mă iubești? Cu toate astea, capul pictat, lipsit de trup, rămânea nenăscut în dosul măștii sale și nu-i dădea niciun indiciu. Ești o persoană pe care o caut? Întrebă neștiind nici el ce vrea să spună cu asta, dar convins că trebuie să existe o asemenea persoană și pentru el, la fel ca pentru oricine altcineva. Randolph cu almanahul lui, domnișoara Wisteria cu căutarea ei la lumina lanternei, Little Sunshine cu amintirile lui despre alte glasuri, alte încăperi, cu toții aducându-și aminte sau fără să fi știut niciodată nimic. Și Joel se trase înapoi. Dacă ar recunoaște chipul din foc, ce-ar mai găsi vreodată care să ia locul? E mai ușor să nu știi. E mai bine să ții cerul în palmă ca pe un fluture care nici nu se află acolo. Noapte bună, doamnelor! Vise plăcute, doamnelor! Adio, doamnelor! Acum vă lăsăm cu bine! Suspinele de adio ale evantaielor ce se închid, tropăitul brutal al cizmelor bărbătești și pașii furioși ai tinerelor negrese care trec în vârful picioarelor prin fagurele acesta uriaș să stingă lumânările și să tragă transperantele la căderea nopții, ecourile orchestrei continuând să răsune într-o casă a somnului. Apoi, pe palierul de sus, se auzi un zgomot sinistru, metalic, prelung. Și Joel, făcând ochii mari la auzul acestui vacarm, se întoarse către ceilalți. L-auziseră și ei. Cu fața congestionată de băutură și șuietă, Randolph se încruntă și își puse paharul jos. O fi catâru, spuse Little Sunshine, chicotind abțiguit, s-o fi plimbând pe acolo. Iar Joel își aduse aminte de scuipătoarea pe care o legaseră de piciorul lui John Brown. Bălângănea pe scară, ba părea să treacă pe deasupra lor, ba se depărta, ba se apropia. Cum fi ajuns acolo? Se întrebă sihastru, de data asta îngrijorat de-a binelea. Nu-i locul lui. Nerodul o să-și frângă gâtul. Luă o surcea și întinse în foc. Folosind-o pe post de torță, trecu potignindu-se în sala de bal. Joel se ținu curajos după el, însă Randolph era prea chercelit să se poată mișca. În jurul torței, coruri albe de aripi cântătoare se pregăteau să se pogoare din tării, să sară și să ia în stăpânire tot ce se afla în raza luminii furioase. Ogari cocoșați goneau iute ca vântul pe coridoare, călcând cu picioarele lor tăcute ca de umbră straturile de pânze de păianjen, iar în holul mare șopârlele ce răsăreau zicei că-s dinozauri. Cucul cu limba roșie, ca mărgeanul, de-a pururi înțepenit la ora 3, își deschidea aripile ca un uliu, aprig ca un șoim.
se opriră la piciorul scării. Catârul, ial de unde nu-i. Bălângănitul scuipătorii care l-ar fi dat de gol, încetase. John Brown! John Brown! Glasul lui Joel sporea tăcerea. Se înfiora la gândul că, în fiecare încăpere, există ceva insomniac care stă și l-ascultă. Little Sunshine ținut torța și mai sus și atunci li se arătă galeria situată deasupra holului mare. Acolo era catârul, țeapăn ca fierul și tăcut. Dole, mă auzi? Coboară imediat acilea, îi porunci sihastrul, iar John Brown se trase înapoi, fornăi, dădu cu copita în podea, după care, parcă nebunit de groază, se năpusti în galop și plonjă în gol, rupând balustrada galeriei. Joel se pregăti sufletește să audă buvnetul, care însă nu veni. Când își ridică din nou privirea, văzu catârul atârnat de o grindă, cu căpăstrul de frânghie sugrumându-i grumazul. Se legăna în gol și ochii lui mari, ca niște lămpi, luminați de torța strălucitoare, erau aurii. Avea chipul imposibil al morții, figura aceea care îi se arătase din flăcări. Dimineața se revărsă în cameră, lăsând să se vadă un boț înfășurat într-o pătură trântită într-un unghier, pe Little Sunshine, care dormea buștean. Nu-l trezi, îi șopti Randolph și, dând să se ridice, răsturnă 3 sticle de whisky goale. Sihastru însă nici nu se clinti. În timp ce se strecurau spre ieșirea din hotel, Joel închise ochii și se lăsă condus de Randolph, căci nu voia să mai vadă catârul. Comentariul acestuia se rezumă la a trage odată adânc aer în piept, după care nu mai pomeni nici măcar o dată de accident și nici nu puse vreo întrebare legată de el. Era ca și cum ar fi plănuit, de la bun început, să se întoarcă la landing pe jos. Dimineața era ca o tăbliță nescrisă, deschisă oricărui viitor. Și era ca și cum ar fi avut loc un sfârșit, ca și cum tot ce se întâmplase până atunci s-ar fi preschimbat într-o pasăre și ar fi zburat spre copacul insulă. Joel simți cum îl cuprinde un entuziasm nebunesc, se puse pe alergat, gonie în zigzag, cântă, simțea că iubește, prinse un broscoi de copac minuscul din dragoste pentru el și tot din dragoste pentru el îi și dădu drumul. Îl privi cum sare, cu aceeași vigoare cu care îi sălta lui inima de bucurie. Își încrucișă brațele îmbrățișându-și umerii, plin de viață și bucurie, lovea aerul cu pumnii, despica aerul cu capul, ca un țap, se ascundea în tufișuri și sărea strigând, bau! Uite, Randolph, spuse el, înfășurându-și pe cap un turban din mușchi. Uite, cine sunt eu? Randolph însă nu voia să participe la acest joc. Gura îi descria un rictus bizar, sinistru. Pe fi zis că pășește pe puntea unui vapor zgâlțuit de tangaj. Ba se potignea, gata să cadă în față, ba se clătina dintr-o parte în alta, iar ochii tulburi, congestionați, ziceai că s-o busolă defectă, căci părea să nu știe în ce direcție se deplasează. Eu sunt eu, strigă Joel însuflețit. Eu sunt Joel și suntem una și aceeași persoană. Și privi în jur, căutând un copac în care să se cațere. O să urce până în vârf. Și acolo, la jumătatea drumului spre cer, o să întindă brațele și o să ceară să fie a lui și numai a lui lumea întreagă. Se depărtă mult de Randolph, alergând și se cățără într-un mesteacăn, folosindu-se de mâini și picioare. Dar când ajunse la crengile de la mijlocul lui, se agăță disperat de trunchi, cuprins brusc de amețeală. De la această înălțime, privi în urmă și îl văzu pe Randolph, care mergea în cerc, cu mâinile întinse, ca și cum s-ar fi jucat baba oarba. Papucii îi căzuseră din picioare, dar el nici că observase. În răstimpuri se scutura ca un animal ud, iar Joel își aduse aminte de furnică. Nu l-a prevenit? Nu i-a spus că e periculoasă? Sau fi vorba doar de whisky-ul distilat din porumb care e înnoat acum prin cap? Numai că Randolph e atât de tăcut. Orbețivanii nu sunt niciodată potoliți. E ciudat rău. E ca și cum Randolph ar fi căzut în transă. Și în clipa aceea, Joel își dădu seama care e adevărul. Înțelese cât de neajutorat e Randolph. Mai paralizat decât domnul Sansom, mai copilăros decât domnișoara Wisteria. Ce altceva ar mai putea face, rămas pe din afară de unul singur, decât să descrie un cerc, zeroul nimicniciei sale? Joel se lăsă să alunece în jos din copac. N-a răzbit până în vârf, dar nu contează, căci de acum știe cine e. Știe că-i puternic. Puse cap la cap restul drumului până la landing, cât putu de bine. Randolph nu scoase o vorbă.
De două ori căzu grămadă și rămase la pământ, cu un aer solemn și cu ochii de bebeluș, până când Joel îl ajută să se ridice. Altădată nimeri drept într-o buturugă veche. Din clipa aceea, Joel îl ținu de pulpana hainei și îl ghidă el, lungă ca pasajul dintre rândurile unei catedrale, încărcată de lumina difuză a frunzișului. În fața lor apăru o potecă, iar apoi un punct de reper. Toby, omorâtă de pisică. Trecând pe lângă pomul lunii, sub care era îngropat Jesus Fever, fără niciun fel de semn pe mormânt, se apropiară de landing prin spate și intrară în grădină. Aici le fu dat să asiste la o scenă ridicolă. Ghemuită lângă coloanele frânte, Zu trăgea din răzputeri de clopotul sclavilor, încercând, după toate aparențele, să-l smulgă din pământ, iar Amy, cu părul vâlvoi și cu dâre de mizerie pe față, parcă pictată cu vopseaua de război a pieilor roșii, se învârtea de colo-colo, dându-i indicații lui Zu. Saltă-l în sus, Toanto! Saltă-l! Păi și un copil ar putea! Hai, încă o dată! Pe urmă îl zări pe Randolph. Chipul i se schimonosi, un obraz început să-i se zbată și se apucă să țipe la el. Să nu crezi că ai să mă poți opri, fiindcă n-ai să poți. Nu-i al tău totul, e și al meu, în egală măsură, ba chiar în mai mare măsură, dacă ar fi să se știe adevărul. Și am să fac exact ce vreau. Lasă-mă în pace, Randolph, că dacă nu, nu știu ce-ți fac. O să mă duc la șerif și o să colind prin tot ținutul. O să țin cuvântări. Nu mă crezi în stare, dar asta am să fac. Da, da, asta am să fac. Randolph nu se uită la ea, ci continuă să traverseze grădina, de parcă nici n-ar fi știut că-i și ea acolo, iar ea alergă după el și îl trase de mânecă, de data asta rugându-se de el. Lasă-mi-l mie, Randolph, te rog. Ha, am fost atât de cuminte. Am făcut tot ce mi-ai spus. Le-am spus că-s plecați, că s-au dus la o vânătoare de veverițe care o să dureze mult. Mi-am pus rochia mea elegantă, aia de culoare gri, Randolph, și le-am făcut fursecuri. Și casa era curată lună și chiar i-a plăcut de mine, Randolph. Așa mi-a zis și mi-a povestit despre magazinul ăsta nou din New Orleans, unde aș putea să vând candelabrele, clopotul și oglinda din antreu. Tu nici nu mă asculți, Randolph. Și îl urmă în casă. De-ndată ce Amy plecă, Zu scuipă în ciudată pe clopot și îi trase un șut atât de zdravăn încât acesta răsună dângănind. Nici dracu n-o să dea bani gheață pe porcăria asta. E țăcănită aia, dă-i a zis lui Miss Amy una ca asta. Joel bătu cu degetele în clopot ca într-o tobă. Cine anume i-a spus chestia asta? A fost... nu știu cine. I se păru că Zu se îndepărtează de el în timp ce stă acolo nemișcată. Când vorbi din nou, glasul îi suna din ce în ce mai molcom și mai distant. O fi o cocoană din New Orleans, cu o copchiliță urâtă care avea un aparat în ureche. Era fudulă de urechi. Nu știu, au plecat. Perișoara mea, Louise, chiar e surdă, spuse Joel, amintindu-și cum îi ascundea proteza auditivă, cât de odios se purtase cu ea, de câte ori n-o făcuse să plângă. Măcar de-ar fi avut el atâția cenți. Când are să o mai vadă, ei bine, are să se poarte frumos cu ea, o să-i vorbească cu glas tare, să-i audă și ea fiecare cuvânt și o să joace cu ea și cărți. Și totuși ar fi nostip să o mai scoată din minți, măcar odată. Dar el nu i-a răspuns niciodată la scrisori. Ia mai dă-o dracului, nu-i mai pasă, ruda lui de sânge. Și-i făcuse atâtea promisiuni și-i spusese că-l iubește, dar a uitat. Zu, făcu el și, înălțându-și privirea, apucă să o vadă cum se retrage prin gardul viu de arborele vieții, care se undui, iar apoi rămase nemișcat. Un sunet ca și cum clopotul ar fi bătut pe neașteptate și silueta singurătății, de o irizație verzuie, de o imprecizie alburie, păru să se înalțe din grădină și Joel, urmărind parcă zborul unei găi, își lăsă capul mult pe spate. Norii dădeau să acopere soarele. Așteptă să-i vadă trecând, spunându-i că atunci când vor fi trecut, când o să-și coboare privirea la loc, o să vadă că s-a întâmplat o minune. Poate o să se trezească șezând pe bordura străzii St. Dieval sau studind titlurile atractive din programul săptămânii viitoare afișate în fața cinematografului Nemo. De ce nu? Totul e cu putință, fiindcă cerul este pretutindeni același. Doar jos pe pământ diferă lucrurile. Norii se deplasau mai încet decât limbile unui ceas,
Și în timp ce aștepta, se întunecară ca de furtună, se preschimbară în John Brown și băieții ăia scârboși cu pălării de paie în hotelul Cloud și bătrânul Dulău al lui Idabel, și când dispărură, domnul Sansom deveni soarele. Își coborâ privirea. Nu se întâmplase nicio minune și totuși ceva se întâmplase. Sau era pe cale să se întâmple. Și rămase încremenit, cuprins de o presimțire. Dinaintea lui se înălța o tulpină de trandafir ce își proiecta umbra asemenea unui cadran solar. Un ceas își puse pe cetea asupra lui, apoi încă unul. Linia întunericului pieri. Toată grădina a început să se amestece, să se pună în mișcare. Era ca și cum ar fi numărat în gând și, ajungând la un anumit număr, s-ar fi hotărât, grație unei intuiții sigure, și-ar fi zis acum. Căci fără veste se sculă și își înălță privirea spre ferestrele landingului. Avea mintea absolut limpede. Era ca un aparat fotografic ce așteaptă ca subiectul să intre în obiectiv. Zidul se îngălbeni în asfințitul meticulos al soarelui de octombrie, iar ferestrele oglindeau, unduitoare, culoarea rece, autumnală. Din spatele uneia îl privea cineva. Era complet moleșit, doar ochii îi erau mai vioi. Iar ei știau și era fereastra lui Randolph. Treptat, amurgul orbitor păli pe geamuri, se întunecă și acum părea să fulguiască, fulgii iscând ochi și un păr de zăpadă. O față tremură a idoma unui frumos fluture alb, îi zâmbi, îi făcu semn strălucitoare și argintie și își dădu seama că trebuie să meargă, fără teamă, fără nicio ezitare. Se opri doar o clipă la marginea grădinii, unde, ca și cum ar fi uitat ceva, stătu locului și privi în urmă spre albastrul cerului lipsit de strălucire, care cobora spre linia orizontului, spre băiatul pe care îl lăsa în urmă. Sfârșit. Ați ascultat Truman Capote, Alte glasuri, alte încăperi. Lectura Irina Velcescu.